Eu povesteam într-o zi acasă cu Andreea mea și am zis, bă, dacă ar fi după mine, eu le-aș pune pe toate surorile să aibă batic pe cap, așa cum poartă italiencele. Știți? Șal din ăla, șal, pui frumos pe cap. Și Carina noastră avea vreo 8 ani. Și m-a auzit. Și a zis, bă, vin surorile în biserică, frumos, tragă la bătăt capul. Nu mai tă, faci că e așa, că e așa, că e nu știu cu că. Bă, ăla e frumos, toată lumea la fel, elegant. Toată lumea e la uniform, nu e nicio... Și eu povesteam la Andreea, bă, mi-ar plăcea să găsesc niște fete, să pot să fac cu ele schimbarea, uite, să le dea o lecție la toate celelalte, să ies ele un pic în relief. Bă, și le caut. Auzi, n-ai vrea să ieși un pic în relief? Nu, pe mine. N-ai vrea tu să fii? Nu, pe mine. Bă, dar n-ai vrea tu să fii un pic altfel? Nu. Carina mi-a aude toată discuția. Eu plec duminică dimineața undeva la un botez, ajung după masa târziu, vin din birou direct la amvon, n-am mai ajuns pe acasă, nu mi-am văzut pe Andreea, pe copii, când intru în biserică, Carina mea cu din ăla și înfășurată. Și eu mă uit la ea. Ea de mic a fost așa pe sistem. Și la un moment dat se uită la mine, eu mă uit la ea și mă uit așa șocat de la amvon, era la amvon. Și Carina îmi făcea semn. Și eu îi spun de la amvon, stai cu minte. Și ea tot era super bucuroasă, o vadă-te. Făcea mie semne. Fetele de la cor, cum era acolo cor, au început să o filmeze. Să o filmeze pe Carina. Și Carina făcea către ele, uitați, eu mă duc în cer, voi în iad. N-am găsit pe nimeni altcineva să aibă curajul să strige într-un fel frumos, să iese în relief. N-am găsit pe nimeni altcineva. Pentru că întotdeauna când ai puterea, curajul, să fii altfel. Ascultați-mă, viața ta să strige pentru Iisus și despre Iisus.